Bună seara, numele meu este Ștefan Alexandru Băieșanu, sunt deputat în Parlamentul României. Astăzi am plecat din Suceava, din aeroportul Suceava, am ajuns în aeroportul București. Am fost săptămâna trecută, la sfârșitul acestei săptămâni, în universitate, în 4 școli, în 2 grădinițe, în cinematografe, în mall-uri, în zone aglomerate și vă pot spune cu certitudine că nimic din ceea ce au spus oficialii din România nu bate cu realitatea. Nicăieri, nicio zonă aglomerată în care se adună copiii noștri, tinerii noștri, adulții noștri și bătrânii noștri, nu s-a luat absolut nicio măsură de protecție împotriva coronavirus. Statul român declar cu certitudine, eu, un oficial al statului român, un deputat în Parlamentul României, declar clar că statul român nu este pregătit sub nicio formă de lupta cu coronavirus. Îi sfătuiesc pe cei din Guvernul României, indiferent de ce culoare politică au, indiferent de cine sunt susținuți, să renunțe la lupta sterilă de a puterea, de a joaca de a puterea, de a, să-i spun eu, alegerea anticipate sau nu, pentru că nu mai e vorba de oamenii politici, despre politicieni și despre putere, este vorba pur și simplu despre viață. România e total nepregătită, n-am cumpărat scanere, termoscanere, n-am cumpărat aparatură care să poată să depisteze pe cei care sunt cu adevărat bolnavi, n-avem medicamente, n-avem absolut nimic. Suntem doar cu planuri și cu vorbe. Declar în acest moment că statul român trebuie să trezească, mă întreb pe ministrul Sănătății unde este, că nu l-am văzut de o săptămână. Pe primul ministru, care doar vorbe, unde este Consiliul Național de Apărare, unde este ministrul transporturilor, unde este ministrul care se ocupă de prefecturi, de municipii și de restul lucrurilor. De ce se întâmplă toate lucrurile acestea și de ce nu suntem pregătiți cu adevărat de ceea ce urmează? Nu vreau să induc panică sub nicio formă, dar sunt convins că de astăzi înainte e deja prea târziu pentru a mai face ceva. Și tocmai de aceea fac un apel foarte clar asupra tuturor celor care au și trebuie să aibă capacitatea de a acționa în interesul stabilității și sănătății poporului român să acționeze. Nu mai e timp de joacă, nu mai e timp de glume, ci trebuie să ne apucăm efectiv de treabă și le spun colegilor mei din Parlamentul României să-și facă datoria să cheme Guvernul României la bară și să-l pună la treabă, pentru că nu ne mai putem juca.